În aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu din Iași a avut loc ieri conferința Medicină și religie, expresii praxiologice ale întâlnirii dintre știință și credință. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Cercetare Interdisciplinară în religie, filozofie și știință. Invitatul special al evenimentului a fost profesorul Irinel Popescu, președintele Academiei de Științe Medicale din România, care le-a vorbit celor prezenți despre misiunile doctorului și preotului în viața celor suferinți. Medicul este, de fapt, un doctor de trupuri, într-o metaforă bine cunoscută, tot așa cum preotul este doctor de suflete. Medicul, ca și preotul, marchează viața omului în toate etapele ei, de la naștere și până la moarte. În tot acest periplu, medicul trebuie să se apropie de trupul bolnavului cu aceeași religiozitate și smerenie cu care se apropie preotul de sufletul lui. Tot în aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu din Iași, a avut loc în această seară conferința Cunoaștere și edificare spirituală.